Bună seara din Cluj. Nu știu ce vorbesc așa încet. Este, cred că n-am mai intrat de mult pe poarta principală a unui târg de Crăciun pe care nu prea o găsim în obicei, dar de data asta am nimerit. Și fără a spune prea multe chestii, haideți să vedem ce ne așteaptă în acest târg minunat. Pentru prima dată și la noi un tramvai împodobit. Circulă pe linia lui 101 între, nici vădorele, 4 și 6 seara, în perioada 18 noiembrie 31 decembrie, dacă vreți, și se pare că au și Moș Crăciun în tramvai. Am găsit niște lucruri foarte frumoase aici, sunt niște cutiuțe muzicale făcute de lemn și fiecare cutiuță are un design diferit și fiecare design are câte o melodie. Sunt 110 lei. Și aparent au și modele de genul ăsta, care sunt 100 de lei. Super frumoase. Este o căsuță cu plovere și articole de fapt de îmbrăcăminte de lână merino. Acum partea cea mai mișto la ele este că sunt făcute în România la Roșia Montană. Cam așa arată și ca să vedeți cât de frumos sunt făcute și scrie pe etichetă de către cine a fost cusut. Mi se pare foarte tare chestia asta. Au și site, dacă vreți să vă uitați. Nu sunt sponsorizate, ni l-am cumpărat, dar poate vă interesează să susțineți o afacere românească în dezvoltare. Au o grămadă de culori pe care noi nu le-am găsit până acum pe nicăieri și mai ales pentru articolele de bărbați, că noi ca femei ne găsim toate culorile, dar la bărbați e un pic mai complicat cu culori mai zăpăcite sau ceva. Dar sunt la prețuri super bune. Asta a fost 250 de lei, care e un preț decent pentru un plover care e 100% din lână. Și plus pentru faptul că e brand românesc. Am găsit și o căsuță cu chestii din piele, cu portofele și cu tot felul de nebunii. Le lăsăm aici. Am o vagă impresie că târgul ăsta, cred că este târgul cu cele mai multe căsuțe, cu lucruri făcute manual, pe care l-am văzut până acum, cam de peste tot. E posibil să mă înșel, dar vă țin la curent. Asta cred că este primul brad natural pe care îl vedem de când am venit în România. Am luat mai multe târguri de aici, după cum vă știți deja, ne-au mai rămas foarte puține târguri din țară pe care nu le-am văzut, din orașele mari. Acesta este unul dintre puținii brad natural pe care i-am văzut și este împodobit doar cu luminițe, n-are globuri sau orice altceva. E tare, tare frumos și de departe nu pare natural pentru că are atât de multe becuri înăuntru încât pare că e făcut din luminițe și atât. E foarte drăguț. Știți că v-am povestit în vlogul de ieri de la Oradea că au căsuțele alea care sunt destul de unice și că sunt frumoase și că nu sunt două la fel. Este o căsuță pe aici pe undeva, o să vă arătăm, unde se vinde vin fiert și deasupra căsuței o cană făcută în relief. Sunt toate diferite și sunt foarte, foarte frumoase. Ei bine, în Cluj au un concept ușor asemănător, să zic. Au un concept asemănător față cu cel din Oradea, pentru că aici au căsuțe. Căsuțele seamănă între ele, în schimb toate au nume haioase. Au, nu știu, am văzut de exemplu de unde erau portofelele de piele, căsuța aia se numea Piei Drace, sau de unde am luat ploverul de lână, căsuța aia se numea Mâini de Veghe. Și tot așa, dacă o să vă uitați, de exemplu, e una de vafe aici care se numește Totul Vafe Bine. Sunt toate super simpatice și e drăguț de plimbat și de văzut numele. În Cluj au și căsuța lui Moșu, care de pe 18 până pe 30, care deja s-a dus noiembrie, era deschisă pentru fotografii. O să mai fie deschisă între 24 și 1 decembrie, tot pentru fotografii, în ianuarie, mă rog. Și de pe 1 până pe 23 decembrie este deschisă pentru ateliere pentru copii. Fiecare zi au câte o chestie diferită, le vedeți aici. Am găsit cozonac. Și am să spre să bază lumina, că am să spre cele. Și mai alte fel de chestii. Da, gelul, covrigelul. Să ia ori să stai aici care încearcă să scape, dar nu cred că să reușească până la terminarea târgului. Ne-am luat două felii de cozonac. Nu știu dacă vi l-a arătat Alex, dar așa arăta și a fost cald atunci când ni l-a dat. Acum nu prea mai e, dar o să-l mâncăm repede. Și ne-am luat două pahare de vin fiert. Paharul de vin fiert aici este 13 lei și feliile de cozonac au fost 10 lei bucata.
și am văzut că la multe chestii, dacă vii cu paharul, îți dă vin la 10 lei, dar da, nu știu pe unde. Da, paharele sunt de carton, adică nu țin prea multe refill-uri. Dar e o idee foarte șmecheră, poate în câțiva ani o să avem și noi cana Austria, să-ți dea cana și să o duci când termin de băut vinul fier pe ziua respectivă. Lângă căsuța cu vin fier de unde ne-am luat băuturile, este o căsuță cu lavande și stăteam și tot aruncând ochii pe produsele lor, am văzut că au apă de lavandă și ne-am cumpărat un spray cu apă de lavandă pe care noi îl foloseam înainte să pulverizăm pe perne noaptea ca să dormim mai bine, că și eu și Dixie stăm foarte multe ore în fața calculatoarelor. Noaptea devine foarte greu să adormi. Da, mă rog, ne este nouă foarte greu să adormim. Și am avut la un moment dat de la o firmă din asta de cosmetice un spray de lavandă pe care îl pulverizam pe perne și miroseau foarte bine noaptea și adormeai mai ușor. Și am tot zis că o să mai cumpărăm o apă de lavandă când l-am terminat pe ăla și nu am mai găsit, dar am văzut aici și am profitat de ocazie și am cumpărat-o. A fost 20 de lei pentru, cred că are 250 de mililitri. Un preț super bun și e lavandă naturală. Ca în orice trec de la noi, nu poate să lipsească bunătățurile astea de aici. Sunt, cred că, chiar foarte ok prețurile, în câte văd și de câte mi-aduc aminte. Am aflat de la tantii de la standul cu lavandă că denumirile astea au fost aduse de organizatorii târgului. Nu s-au gândit ei personal la ele și sunt peste tot. Vă mai lăsăm aici cu ele. Cred că este un light motiv al târgurilor de Crăciun din țară, cel puțin anul ăsta. Roata panoramică au și în Cluj. Una este 30 de lei de persoană, copiii sub 3 ani au gratuit și te plimbă doar de 3 ori, gen 3 rotații complete de banii ăștia. Mi se pare cam mult și nu e ceva ce aș face, mă, normal. Da, poate dacă aveți vreo curiozitate să vedeți târgul de sus, merită. Stocări astăzi. L-am urmărit pe, mă rog, l-am văzut la un moment dat că filmat pe aici, pe târg, și l-am urmărit pe Ionuț la Hoinea de România. Este timpul când am făcut interviul scris acum câteva luni, nu știu dacă l-ați văzut, dar o să lăsăm un link în primul comentariu aici. Și citiți-l că este foarte drăguț. O să lăsăm și canalul lui de YouTube aici. Și voiam să vă zic de fapt de scenă, că aici în târg este o scenă și nu am găsit program pe nicăieri. Sperăm să găsim pe site-ul primăriei și dacă găsim o să-l punem aici. Și din câte am asurat, începând cam cu ora 7, am început să facă din tot felul de programe artistice, deci cel mai probabil este în fiecare zi. Scuze! Era să dărâm un vin! Cam asta este și cred că cam asta a fost și vlogul de astăzi. Noi o să mergem către casă pentru că s-a făcut destul de târziu. Abonați-ne! A căzut la valie! Dar abonați-vă la canal, dați subscribe și like și follow pe Instagram și pe TikTok și ne vedem mâine. V-am pupat, pa!